15 aprilie. Să întărească și să încurajeze. Pot totul în Hristos, care mă întărește. Filipeni 4:13. Domnul are pregătite cele mai prețioase manifestări ale harului său pentru întărirea și încurajarea lucrătorului sincer și umil. Ucenicii lui Hristos au avut un simțământ al propriei lor ineficiențe și cu umilință și rugăciune, au unit slăbiciunea lor cu tăria sa, nepriceperea lor cu înțelepciunea lui, nevrednicia lor cu neprihănirea sa, sărăcia lor cu bogăția lui inepuizabilă. Astfel întăriți și înzestrați, ei nu au ezitat să înainteze în lucrarea maestrului. Tot ceea ce are omul vine de la Dumnezeu, iar cel ce își va îmbunătăți talentele spre slava lui Dumnezeu, va constitui un instrument în slujba facerii de bine. Însă noi nu putem trăi o viață religioasă fără rugăciune constantă și împlinirea îndatoririlor religioase, așa cum nu putem avea tăria fizică fără a ne împărtăși de hrana de zi cu zi. Trebuie să ne așezăm zilnic la masa lui Dumnezeu. Trebuie să primim tărie de la viața cea vie, dacă vrem să fim hrăniți. Vă implor să nu faceți nicio mișcare fără a privi la slava lui Dumnezeu. Să fiți dependenți numai de puterea Lui, iar harul său să fie tăria voastră. Prin studiul scripturilor și rugăciune sinceră, căutați să obțineți o înțelegere clară a datoriei voastre și apoi împliniți-o cu credincioșie. Este esențial să cultivați credincioșia în lucrurile mărunte, căci făcând astfel, veți dobândi obiceiurile de integritate morală necesare răspunderilor mai mari. Fiecare eveniment al vieții este crucial pentru bine sau pentru rău. Mintea are nevoie de antrenamente prin probe zilnice pentru a dobândi puterea de a rezista într-o situație dificilă. În zilele de încercare și primejdie, vei avea nevoie să fii puternic pentru a sta neclintit de partea dreptății, fără a putea fi zdruncinat de vreo influență potrivnică. Iisus acceptă să poarte poverile noastre numai când avem încredere în El. El spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Încredințați în povara voastră, aveți încredere că eu pot face lucrarea căreia unei unelte omenești nu este cu putință să o înfăptuiască. Să ne încredem în El. Îngrijorarea este oarbă și nu poate vedea clar în viitor. Însă Iisus vede sfârșitul unui lucru de la început și are pregătită o cale pentru a aduce ușurare în orice situație dificilă. Dacă rămânem în Hristos, putem orice prin El, care ne întărește.